Se joacă din nou la Giurgiu, aici unde Academica din Clinceni este în continuare gazdă la meciurile din Liga 1 și după șocul din runda precedentă, 2-8 cu Farul, e adevărat o restanță la mijlocul săptămânii trecute, acum Clinceniul primește vizita Craiovei lui Reghecamp. Sunt singurii fotbaliști români, jucători de câmp, să spunem aici, pentru Crețu și intervenția lui Ureche și apoi mingea cu genunchiul este împinsă în poartă de Câmpanu. Fix la aproape de jumătatea primei reprize, Craiova reușește să deschidă scorul, dar de remarcat, de apreciat intervenția portarului Ureche în primă fază. Aici. Apoi pe Câmpanu nu-l ține nimeni, Florica se uită în spatele lui, interesant. Să vadă dacă mai era cineva în spatele lui. Holzmann este acolo, Florica nu ține pe nimeni, între el și Holzmann nu este decât adversarul care nu face altceva decât să împingă mingea în poarta adversă. Orin este aici în centru și o poziție bună, vine șutul în poartă! Robert Ion, așa ceva! Robert Ion egalează în minutul 37 la primul șut spre poartă. Unde-i Vlădoiu? Șutul e bun. Probabil Piliaceli și vede și mingea târziu. Papi era acolo, dar șutul e bun. Să luăm ce e bun din toată povestea asta, și anume acțiunea și finalizarea lui Robert Ion. Jucătorul de 21 de ani a marcat și la Craiova în victoria Clinceniului cu Craiova 1948. Craiova n-a fost cine știe ce probleme și face 2-1, fanierul rămâne jos, face 2-1, dubla lui Câmpanu. Bine, era chestie de timp, clar. Era chestie de timp. Pe Câmpanu iar nu ține nimeni, Florică este iar oriunde, dar nu acolo unde trebuie. Deci Florică este din alt film. Holzmann se uită la el, îi arată cu mâna unde să stea, unde să vină, unde să se așeze. Degeaba. Poziție bună, acolo unde până acum a jucat Ivan. Mai era, își întoarce încă o dată adversarul și Câmpanu peste poartă. Deamorim, Fanion rămâne jos, Deamorim, fentele lui Deamorim în fața lui Screciu, Deamorim! Fotbalist, dar cu cine? E frustrant probabil pentru un jucător precum Deamorim să facă parte dintr-o asemenea echipă. N-avea ce să facă mai mult. Ivan așteaptă variante, scoate la vână! 1-3. Vână! Minge pusă pe tavă practic de Ivan și vână la al doilea gol marcat în tricoul Craiovei, dar astăzi a doua zi după ce a făcut 27 de ani. Precedentul gol marcat în tricoul Craiovei a fost cu voluntariul în decembrie. Iese și Deamorim. Cred că nu mai poate nici el. Că ce mai era pe acolo cât de cât periculos pentru defensiva adversă. A ieșit. Valentin Laurențiu Dumitrache. Avantajat și de vârstă, 18 ani.